Anul acesta, angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș au efectuat peste 3.000 de controle și au aplicat aproximativ 6.000 de sancțiuni, toate în valoare de 4 milioane lei. Cele mai multe amenzi au fost date angajatorilor care practică munca fără forme legale. Mai sunt și angajatori care nu respectă prevederile legale privind munca de noapte și firme care nu au depus în termen legal dovezile de plata salariilor, declarațiile fiscale privind stabilirea comisionului sau nu au înregistrat în termen legal contractele individuale de muncă. Mai sunt și angajatori care nu plătesc angajații nici măcar cu minimul pe economie. Majoritatea sesizărilor reclamă, eu știu, munca fără forme legale, neplata drepturilor salariale, condiții neconforme cu prevederile legii 319 privind sănătatea, securitatea în muncă, condiții nepotrivite de muncă. Și Serviciul de Securitate în Muncă a efectuat un număr mare de controle. Au fost verificate peste 1400 de firme și s-au aplicat aproximativ 3000 de sancțiuni, în valoare de 1.800.000 lei.